Primul rând, trebuie să înțelegem că există diferite roluri sau feluri de autoritate în biserică. Noi avem impresia că autoritatea este ceva exclusiv. Este ceva care poate să fie o singură autoritate. Dar Biblia nu vorbește în acest fel. Biserica, membrii, au o autoritate, prezbiterii au o altă autoritate și fiecare trebuie să o exercite în mod corect, în mod biblic pentru o armonie în biserică. Este absurd să crezi că autoritatea supremă, ultimă în biserică, ar putea aparține altcuiva decât lui Hristos. Total absurd. De aceea, ideea că congregația este suverană sau ideea că prezbiterii sunt suverani în biserica lui Hristos sunt ambele greșite. Hristos este suveran în biserica lui Hristos și Hristos lucrează în biserica lui prin diverse mecanisme.